Construcțiile durabile, adesea denumite construcții verzi sau ecologice, se concentrează în jurul minimizării impactului negativ al activităților de construcție asupra mediului, maximizând în același timp beneficiile sociale și economice. Aceasta implică o abordare integrată care ia în considerare întregul ciclu de viață al unei clădiri, de la proiectare și construcție până la exploatare și eventuala deconstrucție. Această abordare urmărește să mențină un echilibru între conservarea mediului, viabilitatea economică și bunăstarea societății. Principiile cheie ale construcțiilor durabile sunt eficiența utilizării resurselor, eficiența energetică, conservarea apei, medii interioare sănătoase, reducerea și reciclarea deșeurilor, conservarea biodiversității și a habitatelor, precum și longevitatea și adaptabilitatea. Achizițiile de materiale de construcții ecologice fac parte din obiectivele de dezvoltare durabilă care influențează creșterea economică la nivel strategic. Adoptarea tehnologiilor și practicilor ecologice nu a mai fost o opțiune, ci o cale de urmat pentru obținerea unui avantaj competitiv în sectorul construcțiilor. Achizițiile ecologice câștigă acum importanță în industria construcțiilor și în practicile lanțului de aprovizionare pentru un viitor mai sigur. Achizițiile de construcții sunt parțial asociate cu managementul serviciilor logistice ecologice, care determină temeinic obiectivele de dezvoltare economică durabilă. În plus, achizițiile publice în domeniul construcțiilor au un impact semnificativ asupra practicilor de inovare ecologică care prevăd parțial obiectivele de dezvoltare durabilă, iar negocierea serviciilor logistice ecologice și a practicilor de inovare este parțial mediată de achizițiile publice și de obiectivele durabile. Implicarea achizițiilor ecologice și a serviciilor logistice oferă multe provocări pe termen lung pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pe termen scurt, oferă eficiență operațională și emisii de mediu mai puțin periculoase. Etichetarea ECO în industria construcțiilor joacă un rol vital în promovarea durabilității, transparenței și practicilor de construcție responsabile. Diferitele tipuri de etichete ecologice oferă diverse criterii pentru evaluarea performanței de mediu, oferind părților interesate informații. Ei trebuie să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la proiectele și materialele de construcție. Etichetarea ECO contribuie la eforturile industriei construcțiilor de a-și reduce impactul ecologic și de a crea medii construite mai durabile. Având în vedere datele complexe pe care se bazează, etichetele oferă o confirmare simplă pentru non-experți că produsele care poartă o etichetă îndeplinesc o serie de standarde de mediu. Prin încurajarea sensibilizării consumatorilor, etichetele pot exercita un impact benefic semnificativ asupra pieței produselor și materialelor preferențiale din punct de vedere ecologic. De asemenea, deși există multe certificate, relativ puține se referă la produse și materiale de construcție. Există mai multe tipuri de etichete ECO în industria construcțiilor, fiecare concentrându-se pe diferite aspecte ale impactului asupra mediului și durabilității. Prima categorie de etichete ECO se referă la certificările pentru clădiri verzi. Aceste etichete se concentrează pe durabilitatea generală a proiectării, construcției și funcționării unei clădiri. A doua categorie de etichete ECO se referă la etichetele ECO specifice produselor. Aceste etichete se concentrează asupra impactului asupra mediului al anumitor produse și materiale de construcție. Acestea ajută consumatorii să aleagă produse care au o amprentă mai mică asupra mediului. A treia categorie se referă la etichetele de eficiență energetică. Aceste etichete oferă informații despre performanța energetică a aparatelor, echipamentelor și sistemelor clădirii. Acestea ajută consumatorii să selecteze produse care consumă mai puțină energie. În încercarea de a standardiza principiile, practicile și caracteristicile etichetei ecologice, ISEO a creat trei categorii distincte de etichete ecologice. Acestea sunt următoarele. Tipul 1 – eticheta ecologică clasică. Tipul 2 – cereri de declarare pe proprie răspundere. Tipul 3 – declarații de mediu sub formă de fișe de RAP.
După cum puteți ghici din informațiile de mai sus, tipul este considerat, în general, standardul de aur al etichetării ecologice, datorită verificării sale independente, în timp ce tipurile I și II nu ar trebui să fie reduse, deoarece pot afișa informații transparente și cantitative privind performanța. Eticheta ecologică la nivelul UE ajută consumatorii, comercianții cu amănuntul și întreprinderile să facă alegeri cu adevărat durabile. Eticheta ecologică reprezintă un sistem voluntar, care promovează bunuri și servicii ce demonstrează în mod clar excelența ecologică. Aceasta se bazează pe procese standardizate și dovezi științifice. Lansat în urmă cu peste 30 de ani sub denumirea de etichetă ecologică comunitară, acesta a devenit cel mai mare și mai cunoscut sistem din multe țări ale UE. Eticheta ecologică de la nivelul Uniunii Europene este singurul sistem de etichetare ecologică ISO 14024 de tip la nivelul UE. Recunoscută în întreaga Europa, aceasta are criterii multiple și abordează principalele efecte asupra mediului ale produselor de-a lungul întregului lor ciclu de viață, de la extracția materiilor prime până la eliminare. Comisia Europeană gestionează eticheta ecologică a UE pentru a se asigura că regulamentul privind eticheta ecologică a UE este pus în aplicare în mod corect. Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene este alcătuit din reprezentanți ai organismelor competente din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia și din reprezentanți ai 13 organizații ale părților interesate și 3 organisme UE-ONU. Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene contribuie la elaborarea și revizuirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice și la orice revizuire a punerii în aplicare a sistemului de etichetare ecologică a UE. Organismele naționale competente sunt organizații independente și imparțiale desemnate de statele din spațiul economic european în cadrul sau în afara ministerelor guvernamentale. Acestea sunt responsabile pentru punerea în aplicare a sistemului de etichetare ecologică a UE la nivel național. Părțile interesate relevante și părțile interesate implicate într-un anumit grup de produse, cum ar fi industria și furnizorii de servicii, inclusiv IMM-urile și organizațiile lor profesionale, sindicatele, comercianții, comercianții cu amănuntul, importatorii, grupurile de protecție a mediului și organizațiile consumatorilor, trebuie să aibă de asemenea o participare garantată.